Bună, prieteni! Ne-a dus munca așa într-o fugă la Balcic și ne-am plimbat seara și am văzut că arăta prea bine ca să nu vă arătăm și vouă un strop din localitate. Așa că hai la drum. Începem cu marina lor, cu golful lor. Să merg un pic mai aproape să vi-l arăt. Dar vreau să vă arăt faleza, pentru că așa ceva mi-ar fi plăcut să văd și la noi. Un strop mai încolo, să trecem de magazinele care sunt închise. E 7:30, încă n-a început să funcționeze nimic pe aici. Apropo, nu știu dacă filmul ăsta o să fie înaintea celor de la noi de la Eforie sau după, dar o să aveți ocazia să vedeți diferența între cele două stațiuni. Deci Eforie e o stațiune la noi care n-arată rău deloc. Așa, imediat ce trecem de magazine, am început mai de aici ca să pot să vă arăt bărcile. Dar faleza lor, ca să-i spun pe limba noastră, începe un strop după ele. Ce o să vedeți și ce o să la ei și ce nu o să vedeți la noi, este unitate arhitecturală. Adică la ei hotelurile astea de pe malul mării sunt construite ca și cum cineva le-a zis: bă, faceți un ansamblu de clădiri care să aibă o oarecare unitate arhitecturală, hotelurile, terasele, tot. La noi, unul e galben, unul e roșu, unul e cu sticlă, unul e cu cărămidă, unul imită lemnul, mai știu eu ce. La noi n-au nicio legătură. După cum vedeți, încă nu a început să funcționeze nimic. Prea devreme. E 8:50 dimineața și la mare, la ora asta, oamenii încă dorm. Sau la noi mai ies la plajă. Dar aici nu prea e la ce plajă să ieși, că e cam mic. E, ăsta este, cred, singurul care e diferit, ăsta albastru, de celelalte. Deși foarte diferit nu e. În schimb, tot restul o să le vedeți așa, albe, cu balcoane cu fier forjat sau cu coloane de beton. Cred că beton. Aceeași culoare, aceeași schemă de culori, arhitectura asemănătoare. Sper să nu se audă foarte, foarte tare vântul. Așa, ia să vedem întâi bărcuțele. Că am ajuns aproape. Se aude cum șuieră vânt. Astăzi avem 35 de km pe oră de vânt. Asta cu vântul pe aici, prin zonă, mi se pare și caracteristică locală. Adică bate și bate cam tare, mai ales la Caliacra. Uite și un cuț în față. Nu prea mi merge să discut cu căței aici, că nu știu românește. Așa. Bun, să trecem de magazinele astea care sunt închise pe dreapta. Dacă doar deschide și ei, nu știu. Apropo, dacă la noi sezonul s-a declarat închis, la ei încă mergea bine, mersi, și aveau oameni. Ei, și cam așa, de aici, începe să arate toată faleza lor. Cum vă spuneam, e dimineață, dar a trebuit să trag o fugă înainte de lucru și să vă arăt. Am venit aseară. Am venit aseară să o vedem. Seara era frumos luminată, toată faleza. Era o plăcere să te plimbi. Apropo, dacă vă uitați la anunț, pește, pui, porc, vițel, remarcați limba. E, voilà.
Ultima oară fusesem în Balcica cu 10 ani. N-avea nicio legătură din amintirile mele, cel puțin, cu cum arată el în acest moment. Faleza. Da, ne cam bate vântul. Ei, în față e hotelul Maria Palace, Palatul Mariei. Uite ce frumos l-au făcut. Asta aici e un fel de club, ceva. Hotelul e în spate. E mai greu să vi-l arăt. Da, v-am arătat o bucățică din el și arată tot cam ca ala din față. El simpatico. We build smiles. Până și terasele sunt făcute cu aceeași idee în cap. Hei, voilà. Dacă vă uitați de aici, o să le vedeți. Maria Palace și mai în față cum arată toate la fel. La fel. Cum sunt toate din aceeași poveste. Bolari sunt în cap cu mașina. Mă scuzați, ne-a cam bătut vântul. Apropo, Roxana nu poate să vorbească pentru că pe ea chiar a bătut-o vântul cu munca și e un pic cam răgușită, mai tușește. Ia, îmi spune și mie dacă știți cine e personajul. Pare să fie un capitan de corabie, un pic băut. Ok. Nu prea e de bustugol la cum bate vântul. Na, uite ce frumos este acest Maria Palace. Dacă mai avea nevoie de mine să-i fac reclamă. Nu pot eu filma un pic mai larg ca să vă arăt cât de bine arată. Așa, terasele. La terasele astea se mănâncă foarte bine. Nu sunt cele mai ieftine. Adică te iau un pic cu inimă când vezi un platou pentru 2 100 de leva, care înseamnă 50 de euro. Problema lor este plaja. Cam asta e plaja la Bulgari. Atâta. Atât s-a putut. Și problema și mai mare aici este apa la Bulgari, la Balcii. Să nu exagerăm. Că mai încolo au și plaje, au și apă. Mai cum sunteți obișnuiți pe la noi.
Dar problema Balticului este plată. Ia, hai să încercăm să prindem o altă imagine frumoasă. Cât au, e amenajată. Aha, un prieten cu patru picioare. Și uite și hotelul. Ia stai să văd dacă pot să merg pe chestia asta așa. Se pare că e funcțională, nu m-aș duce eu totuși până deasupra apei, pe ea. Dar ce nu fac eu pentru filmare? Măcar însă ar trebui și mai din larg. Așa, am vrut măcar să vă arăt hotelul. Maria Palace-ul pe lângă care am trecut. Ah, cățel! Au venit oamenii cu ei la plimbare. Vila Nomad. Un pitic pe un gard. Sper să nu mă mișc prea repede, dar dacă mă mișc prea repede, vreau să vă arăt multe până să ajung la treabă. Pe undeva mă bucur că e dimineață, pentru că nu sunt oameni. Pe de altă parte, fiind așa de vreme și fără oameni, pare și un pic mai... nu sălbatic și nici dezolant. Dar e un pic mai tristă o stațiune de mare unde n-ai oameni. E, voilà. De aici din nou. Ia să vedeți. Asta e o bucățică de faleză care arată foarte, foarte bine. Chestia e că nu-mi dau seama dacă aici sunt hoteluri sau sunt apartamente. Voi aveți idee? Lăsați un mesaj în comentarii, că ar fi foarte interesant. Apartamente gen de cumpărat. Seara când am trecut, am avut senzația că unul dintre ele era din ăsta, cu bucătărie, cu tot tacâmul. Ia să vă arăt și marea puțin. Deși marea ați văzut-o la noi și marea la noi e mai frumoasă. Dar cum au făcut ei faleza asta, în care totul e unitar? Toate sunt așa cum le vedeți, deschise la culoare, cu balcoanele astea cu fier negru. Cum de nu e unul de sticlă? Cum de nu e unul albastru? Cum de nu e lângă el unul verde? Cum după aia nu e unul portocaliu cu cărămidă? Cum le-a ieșit? Cam bate vântul. Aha, uite și la e unul diferit pe care nu l-am văzut aseară. Nu e foarte diferit, dar totuși e diferit, mă, care mai l-a mai tras un pic. Iar în față, după ce trecem de faleză și de vântul ăsta care bate și bate și bate,
Avem și... Încerc să ajung, dar nu știu dacă o să mai am suficient timp. E și Palatul Reginei Maria. Hei, dacă prindeam și eu un răsărit de soare mai frumos, dar sunt ceva nori și lumina e mai plată, ce frumos ar fi arătat într-o lumină mai de răsărit, într-o lumină mai caldă și bine, și ce frumos ar fi fost și pentru mine să nu bată vântul ăsta. În față, vag, începe să se vadă un turnuleț, așa, un strop din palat. Hei, cam pe aici se termină faleza, că promenada, nu, partea asta construită, ce vreau să vă arăt. Și o să-i dau bătaie rapid către turn. Ca după aceea să pot să ajung și la treabă. Mărim pasul. În timp ce mărim pasul, vă arăt și marea. Nu știu cum o să se vadă pe filmare faptul că am mărit pasul, dar dacă se mișcă prea repede și sunteți... Cred că mergeți de pe telefon. Puteți să-mi dați viteza un pic mai mică din YouTube. Parcarea cu 15 lei și stai cât vrei, așa ne-a anunțat ieri când am fost să vizităm cel care avea grijă de parcare. Până ajung eu la Maria's Palace, să vă mai arăt marea. De fapt, Maria's Palace se numea, mai e un hotel care tot ceva de genul ăsta se numește și, dar nu știu dacă ajungem la el. Așa l-a arătat foarte bine. Cred că mai bine decât astea pe lângă care am trecut. Și a ieșit și soarele. O dâră de soare.
și vedem și un cățel. Un stafi. Ai, parcă... Nu tomberanele vreau să vi le arăt, ci faptul că începe grădina palatului. Pe partea dreaptă. Și un pic de mare. După colț ajungem în sfârșit să vă arăt și palatul. E voilà. Cele două clădiri pe care vreau să vi le arăt, cea de acolo de sus m-am lungit ca un mutice. Ia. Ce frumoasă e apa. Frumoasă să te uiți la ea, aici mai greu cu intrat în apă. Nu prea se vede. Păcat. Dar aproape am ajuns. Ne finalizăm și noi călătoria prin Balcic. Imediat. Ah, Hotel Regina Maria. Așa se numește hotelul de lângă palat. Un câine și o pisică, unul lângă altul. Un câine și două pisici. Pisicile s-au dus la prins pește ceva. E voilà. Se văd și grădinile așa peste zidurile, de fapt. Peste plaja asta, plaja de Lano. Și hotelul Regina Maria. Bun, cam pe aici ne terminăm plimbarea, pentru că din păcate trebuie să fug la treabă. Mă bucur că am mai fost încă o dată cu voi și mă bucur că am putut să vă arăt ceva frumos. Sunt Ioan și vă aștept la următorul clip. La revedere!